foaie verde, bob negară. De la moară până la gara leana mea. Of, toate carele coboară, leana mea, of. Numai carul numărin încărca cu rosmarin leana mea. Oh, și-n vârful carului leana mea, oh. Cu draga lui leana mea. Și iar verde bob negară, unde o fi puiul de seară lea leana mea. Oh, unde-o fi, unde-o nopta, leana mea, oh. Păi pe ce brațe s-o culca leana mea? Pe ce brațe s-o culca și ce guriță săruta leana mea? Oh, păi o fi dulce ca mea, leana mea, oh. Sau amară ca fierea leana mea. Bun găsit, dragi telespectatori! Emisiunea Sighetul de azi este astăzi puțin din platoul cu care v-ați obișnuit și vine tocmai în mijlocul orașului. Ne-am gândit să facem o vizită la piața agroalimentară din Sighetul Marmației. Sigur, până să ajungem la biroul șefului pieței, domnul Virgil Codrea, vom trece puțin prin piață și vom vedea cu cine ne întâlnim și mai ales cu ce ne întâlnim și cum arată piața la ora actuală. Haideți să vedem! Bună! A fost o recoltă bună anul ăsta, e cartofi? Da? Și dacă luăm la sac, cât costă? Sunteți de mult în piață aici? De când? Și cum a mers vânzarea luna asta? Bine, cumpără sighetenii cartofi? Cumpără sau nu cumpără? Cumpără, dar nu e așa bine. N-au bani, n-au... Asta e, frize. E scumpă o tarabă din asta pe lună aici la piață? Ajutor aici. Ajutor? Bun, hai să mergem mai departe. Sunt multe produse? Sunt foarte multe. Numai bani să fie. Dar scumpe sau ieftine? Acceptabile. Da? Da. Uite, 80 de bani kilogramul de cartofi. Când a mai fost 80 de bani kilogramul de cartofi? Păi, acum 2 ani. Anul trecut a fost scump. A fost scump într-un an, e scump într-un an, e mai ieftin? Anul trecut nu s-a făcut, probabil a fost mai puțin. Acum sunt destui. Avem mai acolo și varză. A spus varză pe iarnă? Da, sigur că da. Și câtă varză ați cumpărat? Cât costă? Păi noi nu cumpărăm, că suntem numai eu și soțul. Am cumpărat 30 de kilograme. Alții sunt care cumpără mai mult. Depinde de buzunar. Haideți să vedem și cât e prețul la varză. Putem observa în piața din Sighetul Marmației că cel puțin, hai să spunem,
La nivel de picioare există asfalt, lucru care în urmă cu ceva timp nu exista, din câte am înțeles de la cei care ne-au informat. Sunt foarte curios ce mai are să ne spună nou și șeful pieței, Virgil Codrea. Am ajuns și la varză. Varza e mai ieftină, e 70 de lei, 70 de bani kilogramul. Nu văd proprietarul. Dumneavoastră e varza? Colegul, eu mănânc adult. Da, colegul, toată lumea fuge de camere, pentru că atunci când vine vorba de televiziune, lumea e ceva mai timidă. Unii sunt mai timizi. Avem aici și varză tăiată. Asta e varză pentru iarnă? E pus la murat? Și cât e sacul? Cât e sacul? Da. Mariana, cât e sacul? Mariana fuge să nu se vadă la televizor. Da, la asta, dar eu am zis că eu. 100 de mii, cât e sacul? Ai, scump, e scump. Alune și tot ce vrei. Hai să arătăm cum arată piața și din cealaltă parte, câți oameni vin la piață în fiecare zi. În general, piața din Sighetul Marmației este foarte populată la aceste ore. Bineînțeles că nu lipsește din piață, pe lângă binecunoscuta, hai să spunem, varză și binecunoscuții cartofi, nu lipsesc nici celelalte produse care nu sunt chiar de origine alimentară. Hai să le arătăm, Vasile, și cum... Ce se mai vinde prin piață, la tarabe? Astea sunt produsele, hai să spunem, specifice pentru Sighetul Marmației, aduse de dincolo, din Ucraina. Oamenii trăiesc și din vânzarea acestor produse. Mergem mai departe să vedem ce se întâmplă în piață. Foaie verde, sălcioară. Cum merge vânzarea? Acum mai slăbus, că început să... Oamenii au cam pus. Dar varza încă mai merge, că alții pus, alții mai pun de acum. Am văzut aici că aveți și alune. Cumpără lumea alune, pe lângă gogoșar, varză și cartofi? Cumpără și alune, da. Dar cred că mai bun să duc afară. Pentru tineri care iau afară, în afară țării. De când aveți aici locul ăsta, în piață? Locul? 10 ani. Și cum merge, dacă e să faceți o statistică, în care an am mers mai bine și în care mai slab? Nu știu ce să zic. Vânzările merg... An tot mai puțin, mai slab. Deci, în ordine descrescătoare ar veni. După părerea mea. Anul ăsta a mers mai bine decât în alți ani? Nu pot să spun chestia asta, nu. Deși prețurile mici, dar vânzările slabe. Se simte criza și în piață? Bineînțeles, se simte buzunarul fiecare. Dar ce trece cel mai bine? Ceapă, morcu. Mai e varză, că ce mai ieftin? Eventul cartofi, dar eu nu vând cartofi. Deci marfă cât mai ieftin. Să uită lumea mai mult la prețurile care sunt mai mici. Unde găsă un preț mai mic, chiar dacă e mai slabă marfa, omul, dacă nu poate posibilitatea de cumpărare în ui, mere și cumpără unul de ăsta, că mai ieftin la un kilogram, un leu kila. Dacă mergi să iei o ceapă, dincolo 3 lei kila, aici 1 leu 50, cumperi de aici. Deci unde e mai slabă marfa, omul dacă e mai sărac, e mai slabă marfa. Dacă e mai stat bine cu buzunarul... Iară mințești. Da, e drept. Dar când a stat omul mai bine și a avut bani? În timpul lui Ceaușescu. A fost mai bine atunci? Mai bine. Eu am avut 3500 de lei salari în timpul lui Ceaușescu și mi-am putut aproviziona casa cu de tăte. Și mi-am cumpărat mobilă și haine, am putut cumpăra și în rate. Și ai putut duce la magazin să-ți cumperi ratele și le-ai pus pe 100 de lei. Pe lună și mi-a simțit că tot. Dar a fost atâta marfă în piață atunci? A fost. A fost că și producțiile au fost mai bune. Și producțiile, și cu toate că a fost colectiv, au avut lumea și bani, au avut și... Nu a fost atâta libertate, dar pe degeaba am plin magazinele cu detate, dar cu ce le cumperi?
250 de lei o kilă de salamă sau o kilă de carne, 170-180 de lei. Salamul de ce e mai rău? Pentru că trăim așa după guvernarea asta care o avem noi în țară. Cum e guvernarea asta? Eu, sincer să vă spun, foarte prostă. Știți cum este? Este un proverb. Peștele de la cap se pute și de la codă se curăță. Așa. Și a trebuit curățat de jos în sus pătesc până în vârf. Da, în 2008, cum ați votat? Să trăiți bine? Sau? Eu n-am votat să trăiți bine, eu am votat cu celălalt șef șapănoleșit, că s-au fraudat toate alegerile. Apoi te spun așa acum, că nu votați să trăim bine. Nu trăim bine, nici înseamnă că de-aia nu trăim bine, da, nu? Păi de aceea că n-ați votat bine. Așa e drept. Și asta e drept, nu? E drept. N-am votat bine și nu trăim bine. Trăim cât mai prost se poate la ora actuală. Bun, hai să la noi la nimeni departe. România. Să vedem cum e piața și mai încolo. Lumea are păreri împărțite pe diverse teme. Dacă tot i-am provocat, fiecare dintre cei cu care ne întâlnim are ceva de spus. Mergem mai departe, ne apropiem încet, dar sigur, și de biroul șefului pieței, domnul Virgil Codrea. Sărut ochii jos, prânceană, șalunița de sub geană. Și tu să-mi săruți mustața, aolo, și să trăim toată viața. Of, didino, mor mă prăpădesc, of, neicuță, ce mult te iubesc. Of, didino, mor mă prăpădesc, of, leicuță, ce mult te iubesc. Scoate calul, pune șaua, vreau să plec. Pe la poarta mândrii mele vreau să trec. Nu-i găsi o-n poartă, frații lor văjor, am să-i frâng mijlocul în brațe și pe cal s-o fur. La cărciuma din pădure, măi, cărciumar, măi, să bem vin, să mâncăm mure, măi, cărciumar, măi. Și dă-i vedea că mă îmbăt, măi, cărciumar, măi, să nu-mi dai drumul să plec, măi, cărciumar, măi. Intrăm și în piața cu produse lactate, în hala aceasta, care de bine de rău arată foarte bine. E și niște gresie pe tarab aici. Avem tot felul de produse lactate. Cât mai costă urda, smântâna, în ziua de azi? Cât costă? Cum putem? 150, 170, 180, smântâna 100... 12, care cum putem, domnule? Cum ne putem descurca? Vă face concurență supermarketul. Ne face concurență toată lumea, dar de la noi e masa bună, domnule. Femeie frumoasă, marfă bună, frumoasă, vedeți și dumneavoastră. Dar nu e foarte multă lume aici în hală. De ce? Nu e lumea, domnule, că totuși zice că merge la supermarket și cumpără mai ieftin. Dacă merg la supermarket și eu un kilogram de ceapă cu 70 de bani, eu să lucru toată vara să plec ceapa și să iau și să o dau cu 70 de bani acum, încă să nu capăt un leu. Ori să mă duc să stau la oi, cum am umblat și acum, cu 370 de oi pe câmp. Dar ce faceți la iarnă? O să fie cam frig aici.
Păi la iarnă ședem acasă. La iarnă dacă nu mai avea ce face, om ședești acasă, om vine și mânteață când om putea. Om face ceva. De unde să trăim și noi? Pensie nu-i, salari nu-i, pământul trebuie să-l muncim. Ce să mai facem, domnul? Ele coboară la hala mea. Numai carul numărit